Ia să vedem. Deci ne aflăm în biroul Federației Române de Lupte, unde îl găsim la datorie aici pe Vasile Andrei, un fost mare sportiv, campion olimpic, și o să-l rugăm pe el să ne spună mai multe despre începutul carierei lui și câte ceva pe parcurs. O să mai intrăm despre un alta. Și așa că, Vasile, aș ruga să ne spui cum ai început luptele, primul antrenor, ceva din performanțe de pe la lot, câteva amintiri, ce concursuri ți-au fost mai dragi și așa mai departe, câteva ca să cei tineri care vin acum la lupte să aibă un model, de exemplu, așa cum ești, și te rog să... Cred că ne trebuie foarte mult timp. Știu. E greu de spus așa în câteva cuvinte o activitate, o viață a unui sportiv, să zicem, sau unui cadru care activează în sport. A spune că cel mai important este dorința de a face mișcare. A face mișcare, a practica sportul, primul lucru, indiferent ce sport. Când ești tânăr, vei dori și dorești să te miști, să faci mișcare, indiferent ce sport. Eu, fiind un băiat de la țară, mi-am dorit de una și să fac mișcare, într-un mod organizat. Când am ajuns în București, am încercat să fac cât mai multe sporturi. De ce? Construcția, fizicul m-a ajutat. Foarte mulți antrenori căutau să te atragă către disciplina pe care ei o practicau. În sfârșit, eu am ajuns la lupte printr-o conjunctură, spun eu, fericită. Fiind băiat, totdeauna băieții încearcă să lupte, să luptă între ei, te lupți de mic, ești învățat... Parcă stai Colteanu, ziceai, de primul antrenor, nu? Sau nu mai țin eu minte? Cocoș? Primul antrenor a fost Dumitru Părvulescu. Dumitru Părvulescu. Primul nostru campion olimpic la lupte în 1960, care, din păcate, nu mai este între noi. După aceea a venit Stai Colteanu, care am activat împreună la Progresul București, unde mi-am început activitatea. Eram foarte mult sportiv, ce-i drept, o sală frumoasă, un parc frumos, o bază sportivă frumoasă, Progresul București, ceea ce mi-a lăsat și îmi rămâne în amintiri frumoase acea zonă frumoasă. A dispărut, acum s-a construit... Nu a dispărut, este baza sportivă, dar mai puține ramuri sportive. Știu că era un strand acolo. Era foarte frumos, mergeam și la strand, mergeam și la... cum se zice, aveam activități foarte multe, erau plăceri să faci sport. Da. Mai ales când mediul ți-l permite și este un mediu plăcut în care te poți relaxa după eforturi, e nemaipomenit. Ce să vă spun, după aceea a venit perioada, avansezi, mergi la lot, intri, aș spune că un alt personaj important în viața mea sportivă a fost antrenorul Cup Dumitru de la Dinamo București, care a ținut cu mult de adins să ajung la Dinamo. Am făcut performanțe la Dinamo, după aceea am revenit la Progresul, unde am făcut din nou performanțe, iar la fel, medalii la Olimpiadă, campionate europene, mondiale, și pe urmă au intervenit din nou situații în care fiecare dintre noi își dorește mai mult, mai bine, și am plecat la Steaua, unde, având un antrenor pe Gheorghe Șuteu și Cristian Marin, care nu mai este între noi, am continuat performanța, unde iar la fel am obținut foarte multe rezultate. Finalul de carieră vine și, cum să zice, avansăm în viață și final de carieră vine. Am trecut partea profesională ca antrenor, antrenor la Steaua, după aceea antrenor la lotul național, împreună cu cei mai titrați antrenori, a spune eu, Ion Corneanu, care nu mai există, Cernei Ion, Pavel Nicolae, deci Simeon Popescu și mulți alții care au fost prin... Pot să reamintesc că iar sunt lucruri frumoase care în viață le petreci. Am antrenori la loturile de juniori, am avut la fel pe Petrescu, pe Ilie, domnul Ilie de la Craiova, deci sunt mulți oameni care practic activează sau ne petrecem activitatea împreună.
O să te întreb un pic, că uite, eu am niște notate întrebări aici. Care credeți că ar fi explicația rezultatelor sportive mai bune de dinainte de 90 față de cele din prezent? Referindu-ne la marile competiții, la număr de sportivi legitimați, acum și știți cu ei, la cluburi și așa. Rezultatele dinainte de 90 se datorează, să spun eu, unor conjuncturi, mentalitatea, dorința fiecăruia dintre noi de a face mult mai mult și mult mai bine. A spune că după 90 au intervenit multe tentații. Informațiile sunt mult mai rapide și dezvoltarea societății este mult mai rapidă. Noi trebuie să ținem pasul cu aceste lucruri care sunt importante, iar tinerii din ziua de astăzi au foarte multe facilități, a spune eu, în a face sport. Sunt motivați. Și noi, poate am zis că suntem motivați. Era motivat din dorința de a cunoaște, a dezvolta. De fapt, asta e primul lucru, de a ajunge cât mai sus și cât mai repede. Sportul este unul din disciplinele, spun eu, care îți dă posibilitatea să te afirmi și ajungi pe o culme în care să fii cunoscut. Așa este, sunt multe, multe cauze care duc la o motivație mai slabă acum. În ce măsură credeți că practicarea sportului va ajuta sau nu în dezvoltarea fizică, psihică, formarea personalității pe parcurs și, mă rog, profesional, așa? Toate aceste lucruri pe care le-ați precizat sunt, fără doar și poate spune, legate strâns de ceea ce își dorește fiecare. Dacă eu îmi doresc să fac sport, prin sport am mult, mult mai mult de făcut. Unu, să mă angrenez în societate. Să fiu un om echilibrat, să fiu un om care să rezist psihic situațiilor, să pot să știu să pierd și să câștig și să rămână același. Da. Asta e foarte important. Dacă în momentul când ești pregătit pentru o luptă, trebuie să fii capabil să poți să și accepti înfrângerea. Dacă știi să accepti înfrângerea, atunci poți să vezi unde ai greșit. Când mergi din victorie în victorie, zici, ești cel mai bun, într-adevăr, dar poți să ai și greșeli. Și atunci cineva trebuie să ți le corijeze. Aș mai veni. Ce calități credeți că sunt necesare unui sportiv pentru a obține mari performanțe? Aici, în primul rând, trebuie să vrei să faci ceea ce îți dorești. După ce ai această dorință a ta de a realiza și ce ți-ai propus, cred că mai important este să cauți să te perfecționezi. Să ai omul care să te susțină, moral, psihic, și să-ți dea toate detaliile tehnice în ceea ce vrei să realizezi. A spune că dacă ești bine pregătit tehnic, poți să ai și o tactică bună în sport, mă refer. Ca și în viață. Ca și în viață. Oriunde, dacă ești bine pregătit, poți să faci față situațiilor. Da, eu am mai mulțumesc. Sigur, am notat câteva întrebări aici care o să le mai pun și altora. Ce mijloace, metode ar trebui utilizate pentru readucerea tinerilor și maturilor în sălile de sport? Pentru sportul de masă, de întreținere, de înaltă performanță, cum să-i atragem, cum să-i lămurim? Primul lucru, aș spune, pentru a-i atrage în sală, ar trebui să ieșim în parcuri. Pentru că cel mai mult timp îl petrecem în aer liber. Și cu cât petrecem mai mult timp în aer liber, în spațiile verzi, cu atâta intrăm mai puțin în sală. Este mult mai bine să lucrezi în aer liber decât într-un spațiu închis, părerea mea. Aș spune că să-i atragem. Dacă noi ieșim și ei își doresc copiii, îi atragem către ceea ce este calitatea noastră, a celor, a profesorilor, a pedagogic vorbind, de a-l face și l-a atrage prin diferite metode. Nu este neapărat să-i spui câștigi atât. Devii și poți deveni un om. Un om cu o calitate morală care să îți permită ca în viață să fii o celebritate, spunem. Da. De fapt, cu asta ne confruntăm noi, să schimbăm mentalitatea și să vă propagăm. Acum,
ce ar trebui să facă statul, autoritățile locale, precum și alți factori care pentru dezvoltarea mișcării sportive, cam ce, unde s-ar, și pentru percepția, la îmbunătăția percepției, imaginea sportului, dacă aici cam ce ar fi bine să, spre ce să ne îndreptăm. Știți ce ne lipsește nouă? Aceste spații, parcuri, amenajate. Eu am văzut în unele state, aș spune capitale, zone, multe parcuri amenajate special. Când intri într-un parc, ai un panou mare în care îți arată ce exerciții să faci, ce puls trebuie să ai, indiferent de vârsta, deci pe nivel de vârstă, între anul cu tare, vârsta cu tare, trebuie să ai, faci exercițiile cu tare, să ai pulsul cu tare, să ții. Poate mulți nu știu, dar când intri într-un parc, ar trebui să știe acest lucru, să-l vadă, să-l citească. Interesant. Un copil, când intră într-un parc, să vadă la nivelul de vârstă, între vârsta acutare și tare, trebuie să ia pulsul, trebuie să ții ritmul ăsta. Ce exerciții? Ce exerciții să faci? M-am înțeles? Una. Bănuiesc că și gratis sunt astea în parcuri. Am văzut și panou, în Cismigiu. Un panou publicitar în care scrie. Da, panou, dar zic și dotările din parc. Dotările în parc trebuie să fie simple. Într-un mediu, într-un mediu rustic, aș spune eu. Da. Nu trebuie să fie și aparatură. Da. Trebuie să fie ceva așa care să-și dea omul să meargă în simplu, în natură să fie. Da. Mă zici, că faci o bară, că faci un loc, o băncuță, o, niște lucruri care să treci peste ele, să te cațeri, să, ceva care să-ți facă plăcere. Da, și pentru copii și pentru diferite vârste, până la, da. Pentru fiecare vârstă. A, interesantă. Și atunci să fie niște trasee, în care să circule omul, să meargă. Da. Să meargă și să-și urmărească pe ceas, pe dacă are ceas, dacă nu are ceas, să urmărească, să gândească, păi, când ies din panou acolo. Da, da. Și să aibă siguranța că atunci când intră în parcul ăla, nu vine nimeni să-l agreseze, să-i perturbe ceea ce vrea el să facă. Da, da, da. Nu-i gălăgie, nu-i zgomă, nu deci, nu intervine exact. Nimeni. Da. E o, deci, o plăcere să faci. Asta mișcare într-un parc. Da, da. Plăcere, da. Adică dacă ai siguranță când intri într-un loc și când mergi pe stradă și undeva, deci atunci omul iese și face mișcare. Pentru că te-ai schimbat mentalitatea. Cine face mișcare, cum auzim peste tot, da. Faceți 30 de minute de mișcare în fiecare zi. Sunt oameni care ar vrea să facă mișcare. Dar poate timpul ne permite. Da, trecând de la această, să zic, aceste parcuri și aceste unde pot să fie mulți lume, ce ar trebui să facă un antrenor, să zicem, pentru selecția de înaltă performanță? Că aici ai puțin pentru cam ce ar fi. Cel mai important este, lucru este să mergem în școli. Sau fiecare școală să aibă, nu un teren de sport, nu numai o sală de sport, să aibă spații în care să poți să amplasezi sau să-ți desfășuri o activitate. Pentru că luptele, orice copil să lupte, să trântește. Dacă intri într-o școală și ai amenajat 3 metri pe 3 metri un spațiu, da, de saltele. Deci ei trebuie să-și consume energia, copiii. Trebuie să fim acolo, lângă ei. Trebuie să fim în sală. Dacă îi atragem din școală și le arătăm cum pot să dezvolte și ce pot să realizeze ei, primul lucru este el trebuie să și vadă. El, dacă îi prezinți o casetă, un DVD, o chestie, un lucru interesant, o activitate care vrea să urmeze să o desfășoare, el se vadă la nivelul vârstei lui. Că el la nivelul lui poate să facă și el. Degeaba îi arăt eu, uite, un campion olimpic cum se luptă. El trebuie să plece de la imaginea de jos, să vadă un copil cum se luptă, da. Să vadă regulile, să știe regulile. Nu știe regulile, n-a făcut nimic. Da. Acum, eu am mai discutat cu unii cu alții și am pus întrebarea cum văd luptele în viitor. Majoritatea spune că e o perioadă mai critică acum, dar sigur că se pot redresa foarte, se poate redresa ca să redevină, să zic, în top. Cum vedeți această situație? Cum credeți că... Sportul totdeauna va aduce valori morale, spirituale, imagine, reclamă, ce vrem noi mai bun va aduce sportul. Prin acei sportivi, prin acei copii, a spune eu, indiferent ce practică, ce disciplină practică, a spune că ei sunt primii care aduc imaginea României. Cel mai repede. De ce? Pentru că ne confruntăm în întâlniri internaționale, interne și internaționale, din diferite zone, regiuni ale țării, ale globului. Și atunci cu toții vrem să devenim mai buni.
acești copii trebuie să devină ei performeri. Dacă noi avem baze, săli, parcuri și școala le oferă educația către sport, de ce vă spun, am neglijat în ultimii ani, am luat fiecare, matematică, fizică, chimie, engleză, franceză, orice limbă, orice să facem, dar numai sport. Noi suntem aici și datorită multor scutiri ale părinților, ale tuturor, noi toți am greșit împreună. De ce? Să facă, să învețe, să facă, da, Doamne, să învețe. Dar programul în toate țările din lumea asta, observați că din școală este un program bine stabilit către educația fizică. De acolo pleacă. De ce? Dacă avem copii sănătoși, vom avea maturi sănătoși. Vom avea o generație care este aptă de muncă în continuare. Nu spun să ajungă să facă performanțe, sacrificii. Cei care vor să face sacrificii nu sunt atât de mulți. Sunt foarte puțini. Dar educația fizică este necesară pentru toată generația. Eu consider că sportul este o politică a statului și această politică a statului trebuie dusă din generație în generație mai departe. Pentru că formând oameni, țara respectivă are o nouă generație puternică, o nouă generație cu mentalitate bună, cu dorința de a-și apăra interesele morale, spirituale, culturale ale statului respectiv. Da. Acum aveți și funcția de secretar general al Federației. Da. Ce ați, din această poziție, dacă aveți de transmis ceva antrenorilor sau gânduri sau ceva cu ce, pe scurt, așa... Primul lucru care pot să vi spun este că împreună cu domn profesor Cișmaș, cu staful federației, de la președinte, vicepreședinți, cu antrenorii federali, toți împreună demarăm o relansare a luptelor. Schimbăm, a spune eu, pentru că tot ce a fost până acum a dus spre performanță, dar rezultatele au fost mai slabe, către Jocurile Olimpice, ne axăm foarte mult pe tineri, pe juniori, intrăm în școli, intrăm într-o metodică de relansare a sportului, cu manuale de specialitate a luptelor, cu o relansare și o organizare a teritorială pe zone geografice, foarte bun, cu o relansare, cu o interesare în dezvoltarea, în participarea în campionatul național intern. La toate nivelele vrem să schimbăm și vom schimba ca tot ceea ce participă și e valoros să ajungă mai sus. Nu lăsăm odată, vrem să mergem în etape și totul să fie continuu. Pentru a vedea dacă fiecare dintre noi insistăm, valori trebuie să avem, valori vom avea, dar trebuie să ne ocupăm de vârfuri. Federația se ocupă de vârf, cluburile se ocupă de inițiere, școlile îi educă. Deci dacă o luăm de jos, o educație bună, o selecție bună, o performanță bună. Da, este lăudabil că aveți această inițiativă de a repune luptele acolo unde au fost și de a reveni. Și eu cred că în scurt timp, cu această inițiativă și cu această reorganizare, trebuie să pornim de la realitate unde ne aflăm acum, ca să vedem încotro mergem. Veți vedea că la mulți poate nu o să le convină, dar trebuie să vedem cine muncește, cine vrea, cine poate și cine își dorește, să spun la urmă. Sigur, sigur. Pentru că depinde de munca noastră, este activitatea noastră de zi cu zi. Trebuie să facem ceva, să ne relansăm, să ne reorganizăm, pentru că este, într-adevăr, o disciplină care a adus imagine României. Avem 7 campioni olimpici și avem foarte multe medalii, campionate europene, mondiale. A spune că rezultatele noastre în ultimii ani au mai scăzut, pentru că numărul sportivilor a scăzut,
La nivel, mă refer la nivel de senior. De ce? Pentru că doresc să se integreze în societate, să muncească. Și atunci caută un loc de muncă, prefer să asigure, pentru că dacă nu-i asigur, nu-l angajează, cluburile nu-i angajează, nu au unde să muncească. Sau dacă nu este angajat undeva, eu renunț la sistemul acela de pregătire 10 luni de 10 și mă repar, mă ases către o pregătire mai centralizată, mai scurtă, cu implicarea cluburilor mai mult. Da, Vasile, eu îți mulțumesc pentru că mi-ai acordat această discuție nepregătită, foarte rapid a fost așa și, mă rog, știu că ești grăbit să pleci. Sper să mai vorbim despre lupte și... Acum și... Da, deci ai avut, că văd că te caută. Da. Mulțumesc și să ne vedem cu bine.